Neața. Ce să vă spun, Claudia a dormit foarte târziu. A plâns o grămadă, a trebuit să-i dea medicament, s-a încordat, a urlat. Deci nu știu de ce trebuie să adormă aproape de fiecare dată așa. Deci 99% din cazuri așa adorme. Și cu greu a adormit. Bine, eu pe la vreo două m-am dus să dorm cu Melissa și a rămas Florin cu Claudia pentru că deja deci nu mai puteam de oboseală. Și a zis Florin că a adormit pe la vreo două jumate. No, dar chestia e că eu la 7 m-am trezit. Deci nu știu de ce nu pot să dorm. Bine, n-am putut să dorm că știam că trebuie să vină tanti la 9 jumate. Și m-am trezit că n-aveam ceas, n-aveam telefon, n-aveam nu știam câte ceasul și m-am trezit așa buimac, speriată, nu știam ce se întâmplă. M-am uitat la ceas, era 7. Dar după aia n-am mai putut să adorm, s-a trezit și Melissa, i-am dat lăptica, acum Melissa doarme, eu bineînțeles nu mai pot să dorm, Claudia și Florin dorm, deci eu nu știu ce cu mine. No, în fine. Așa că eu o să mă apuc să fac prăjituri, profit că am liniște, și o să mă apuc și o să fac niște fursecuri. Fursecurile cu gem, care sunt pe canalul meu, le-am făcut anul trecut. Bine, făcusem filmuleț și anul ăsta, dar n-am mai apucat să-l postez și nici nu cred că-l mai postez, că este aproape la fel ca cel de anul trecut, cu mici modificări, dar nu sunt așa mari modificările. Și o să fac acele fursecuri, oricum deja cred că le-am făcut de vreo 3 ori anul ăsta. Iarna asta mă refer. Și le voi face din nou, voi face câteva porții și o să încerc și niște biscuiți făcuți foarte ușor, doar cu Nutella, făină și ouă. Să vedem ce o să iasă. Pentru inițial vreau să mă apuc de ceilalți, dar untul trebuie lăsat la temperatura camerei și al meu este bocnă. Așa că n-am ce să fac cu el deocamdată, trebuie să-l las să se înmoaie și am zis că hai să fac altceva ce nu necesită unt. Și am găsit rețeta asta de biscuiți cu Nutella, făină și ouă, deci doar astea trei ingrediente. Am zis să fac asta, că mai durează oricum până se dezgheață. Nu dezgheață, că nu e înghețat untul, dar până se înmoaie frumos așa la temperatura camerei. Da, și până la urmă, tântica asta vine la 12, deci eu nu înțeleg ce-i cu ea. Eu, data trecută, trebuia să vină la 12, a venit la 9 jumate. După aia mi-a zis că vine și astăzi la 9 jumate, pe urmă vine la 12, deci așa, v-am spus. Deci pentru ea parcă e gara centrală, vine și pleacă când vrea. No, dar în fine, haideți că mă apuc de prăjiturit. Vreau să mă apuc să-mi bag biscuiții în cutiuță, dar am să vi arăt înainte, să vedeți și voi cum mi-au ieșit. Eu ce-am mai făcut? Am adăugat o esență de rom, deci am pus 450 de grame de Nutella, 350 de grame de făină, 3 ouă. Le-am măsurat, sau mă rog, le-am cântărit pe fiecare în parte să fie 15 grame, pentru că îmi doream să iasă cât de cât de aceeași dimensiune și atunci am făcut prăjiturele, biscuiței de 15 grame fiecare și mi-au ieșit 64 de bucăți. Păi mi-am lăsat să se răcorească, am mai pus puțină Nutella deasupra. Bine, i-am făcut biluțe, am apăsat cu degetul în mijloc, s-a făcut așa o adâncitură în mijloc. Pe urmă, adâncitura aia am umplut-o cu Nutella când s-au răcorit. Și am pus câte un M&M. Și ăștia-s biscuiții. Ce să vă spun, sunt buni la gust, adică, na, ce să nu fie bun cu Nutella. Dar mari, așa, bine, sunt biscuiți, nu sunt fursecuri, dar, da, sunt buni, sper să se mănânce, dacă nu, o să am și în martie. Dar sunt buni, nu, deci sunt buni. Nu pot să spun că e rețeta mea preferată de biscuiți, dar în 40 de minute au fost gata cu amestecatul ingredientelor, cu copt, cu răcorit, cu tot. Deci în 40 de minute. A, și la cuptor i-am lăsat 10 minute. La cuptorul preîncălzit, la 180 de grade. Și asta este marea rețetă complicată. Oricum o să vă las rețeta și detaliile mai importante în descriere, în caz că vă gândiți să faceți și voi acești biscuiței. Da, și acum vreau să îi pun frumos aici în cutiuță.
cutiuță ca să se păstreze cât mai proaspeți până la Crăciun. Bine că na, e 20 decembrie, deci nu pățesc nimic. Și să-i punem căpăcelul. V-am zis că am pus și o esență de rom? Dacă nu v-am zis, că spun acum. Am mai pus și o esență de rom. Îmi place foarte mult combinația de rom cu ciocolată. Da. Și asta este o cutiuță cu prăjiturele. Dar bineînțeles că n-au încăput toate. Așa că... unde? O să mai pun și în asta mai mică, să sting becul, cu toate becurile le las aprinse. O să mai pun și în cutiuța asta mică. Făcut un fel de biscuiți, de fursecuri, de fapt. Am telefonul la încărcat și de aia trebuie să stau în colțul ăsta. Încă mă gândesc dacă să-i lipesc 2 câte 2 cu Nutella sau nu, dar așa arată deocamdată. Sunt cu model, cu omuleț și cu made with love. Sunt formele alea pe care le-am primit, nu forme, ștampile, pe care le-am primit cadou când am cumpărat porcanele de Nutella. Am luat asta și asta cu gingerbread man. Da. Și am făcut niște fursecuri foarte cute cu aceste modele. Asta e a doua tavă. Ce super daddy ești! Ce mai mă iubi? Curăț cartoș. Pentru ce curăț cartoș? Balabule. Pentru ce culezi tu cartofi? Ce mâncăm în seara asta? E surpriză. Dar de ce gătești tu iar? Ce face nevastă ta? De foame gătesc. Ce foame și de aia gătesc. De ce nu puși pe nevastă să mai gătească din când în când? De asta mi-a face prăjitor pentru eu. Nu, pentru eu. Nu, mă ajunge pentru noi. Pentru noi să mâncăm, să ne facem... Căpurcei. Grași. Nu. La mine nu mi place. Prea multe prăjituri. Mai puține prăjituri. Eu zic prea mulți cartofi prăjiți. Dar ce, ai mâncat ieri cartofi prăjiți? Când ai mai mâncat cartofi? Nu știu. Și ieri nu te-ai plâns? Păi nu, da. Nici nu te plângi când mănânci. Nu te plângi numai după ce te îngrași. Da, și Melisule doarme. Și Claudița e cu minte. Și cum a zis Florin, eu mă apuc și mai fac încă o prăjitură pe care mi-am pregătit-o. E deja la frigider. Și cam atât. Eu sunt cu felul principal, în Claudia. Raluca e cu... desertul. Desertul. Desert. Ce te zic, Mirisu? Ce te zic, Mirisuca? Ai dormit bine? Te-ai trezit cu botic? Ce sete? Hai că-ți dă mami apă, că la aparată, așa. Sunt gata și fursecurile mele. A treia porție pe ziua de azi. Sunt faine, nu? Sunt foarte faine, foarte. Apă vrei? Poți să desfaci tu, te rog? Vrei să te ajute, tati? Ia să te ajute. De altă dată, poate. Ugh.
Mulțumesc. Mulțumesc, ești scumpă. Melissa, știi că o să ai o surioră sau un frățior? Știi? Te bucuri? Citatul ăsta, ce citat a fost? Stai că o să mă uit după aia acum. Melissa, știi că o să ai o surioră sau un frățior? Te bucuri? Ești happy? Ești hobby, hobby, hobby. Și tu, codițucule? Cine găsea n-a ăștia de pupic frumos, de pupici? Ce faci, Melissa? Toată familia stă în pat. Toată familia stă în pat, în pat, în pat. Găseana, ține găseana frumoasă. Și bulănoasă. Și tu, și tu. Nu te culca pe planță, de ce te culca? O iubești? Ți-ți trebuie Suzetă? Ce faci tu cu Suzeta? Tu ești fetiță de Suzetă? Dă-mi o mie. Ce faci tu? Aruncă Suzeta. Aruncă Suzeta. Aruncă Suzeta. Aruncă Suzeta. Aruncă Suzeta. Aruncă Suzeta. Melissa, aruncă Suzeta. Codițule, de ce te banamiști tu, fetiță? Melisuca a adormit. Era să adorm și eu lângă ea. Și fetița asta nu vrea să doarmă, să tot bananește. De ce nu dormi frumosul? Că imediat adorme și tatăl acum, îl văd. Da. Cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!